2011 va fi mai sărac în zile libere. În România, codul muncii prevede 12 zile libere anul acesta, însă aproape jumătate din sărbătorile legale cad în weekend, atunci când oricum marea majoritate a populației rămâne acasă pentru odihnă. De exemplu, Crăciunul, Revelionul și 1 mai vor pica duminica, ceea ce până la urmă înseamnă mai puține zile libere de la serviciu. La fel se întâmplă și de Paște și în prima zi de Rusalii. Mai precis, din cele 12 zile libere de care ar trebui să beneficiem anul acesta, ne vom bucura efectiv doar de 6.